Vineri 15 ianuarie, președintele Claus Iohannis va fi cel care va da startul celei de-a doua etape a campaniei de imunizare. Șeful statului a anunțat aseară că se va vaccina public. Iohannis susține că nici el, nici premierul Florin Câțu nu s-au vaccinat în prima etapă pentru a nu li se reproșa că se înghesuie în față. Pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, eu mă voi vaccina public vineri, pe 15 ianuarie. Claus Iohannis va fi cel care va da startul etapei a doua din campania de vaccinare. Șeful statului a explicat de ce nu a dorit să se vaccineze în prima etapă, atunci când au fost vizați doar medicii. Iohannis susține că dacă ar fi făcut acest lucru, mesajul său ar fi fost interpretat greșit. Nu cred că s-a produs nicio neîncredere. Din potrivă, decizia a fost și am participat la această decizie să fie vaccinat în primul rând, în prima etapă, personalul medical, tot personalul medical. Și acest lucru se întâmplă, s-a întâmplat. Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca să zic așa, în ghilimele, să ne băgăm în față. Ar fi fost probabil mesajul greșit.